Ce ne dorim? Ne dorim ca toți elevii, după ce finalizează cursurile, să poată să găsească aici, în curtea școlii, un mediu organizat, un mediu prietenos, un mediu sigur, prin care să poată să facă mișcare, să facă sport, să socializeze, să relaționeze. De asemenea, la sfârșitul săptămânii sau în vacanțe, curtea școlii trebuie să fie deschisă pentru toți copiii din cartier și, de ce nu, pentru părinți și pentru bunici. Școala este un reper pentru fiecare oraș, pentru fiecare sector și, de ce nu, pentru fiecare cartier. Aici trebuie să ne întâlnim nu doar pentru cursuri, pentru educație, ci și pentru a ne dezvolta copiii, pentru a-i pregăti pentru viața de adult. Și pentru mine, ca și pentru cei care sunt astăzi prezenți la inaugurarea acestui proiect pilot, Deschidem curtea școlii, mișcarea și sportul sunt extrem de importante pentru că ne pregătesc pentru viață, ne călesc, ne fac mai sănătoși, mai puternici, mai plini de fair play și, de ce nu, mai pregătiți pentru orice alte obstacole pe care, inevitabil, viața ni le pregătește.